Un număr de 22 de localități din județul Maramureș au obținut finanțare de la Agenția Fondului de Mediu pentru modernizarea iluminatului public stradal. Pentru acest lucru, cele 22 de UAT-uri au obținut sume cuprinse între 500.000 de lei și 3 milioane de lei. Proiectul presupune achiziționarea și instalarea de corpuri de iluminat cu LED cu eficiență energetică ridicată, precum și achiziționarea și instalarea sistemului de telegestiune care permite reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiție. Astfel, fiecare corp de iluminat va putea fi pornit, oprit, reglat ca și intensitate luminoasă, în mod separat și pe paliere orare, iar reglarea fluxului luminos va putea fi realizată pe grupuri de corpuri de iluminat pe străzi sau zone. De asemenea, vor fi înlocuite corpurile de iluminat vechi și neperformante, cu unele construite în baza noilor tehnologii, mai eficiente, mai economice și mai puțin poluante. Se va realiza completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu sursă LED în situațiile în care stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipați cu corpuri de iluminat sau acestea sunt deteriorate sau nefuncționale.